Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume
ești de jertfa crucii tot mereu. Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea în Dumnezeu. Cine trupul lui primește, se împărătășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea în Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă îl va păzi cu puterea Sfintei Cruci, îl va umbri de Satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un host.
rătăcine mai pe toți. De satana cel smintit, ce pe creștini a amăgit ca un hoț. Și îi trage în rătăcine mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgit, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la sfinți părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ, pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu, fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. B.
biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid, de veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 13 octombrie, biserica noastră drept-măritoare face pomenirea sfinților mucenici Carp și Papil, Agatodor și Agatonica. Acești sfinți mucenici al lui Hristos au fost pe vremea împăratului Deciu și a lui Valerian, proconsulul Asiei, cu meșteșugul doctori. Sfântul Carp era episcop tiatirilor, iar Papil era hirotonit diacon de acest Carp. Deci, prinzându-se de către domnitor și întrebați fiind, au mărturisit înaintea tuturor numele Domnului Hristos și silindu-i să facă jertfă la idoli și neplecându-se, ei au fost legați pe lângă cai și târâți de la Tiatira până la Sardia și acolo, spânzurându-i de un lemn, i-au zdrobit. Atunci și Sfântul Agatodor, slugă, fiind sfinților și urmând lor, s-a întărit de dumnezeiescul înger și a mărturisit pe Hristos. Deci spânzurându-l și pe el l-au bătut cumplit cu toiege și așa fiind bătut și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu, iar Sfântul Carp, fiind spânzurat, a râs și fiind întrebat de către domnitor pentru ce ai râs, Carp, a zis, am văzut slava Domnului meu și m-am bucurat, iar pe Papil l-au legat de 4 pari și l-au ridicat sus, apoi l-au împroșcat cu pietre de care a rămas nevătămat. După aceea, fiind aduși de față sfinții împreună, i-au tăvălit peste spini și bătându-i peste pântece. După aceea i-au dat ca să-i mănânce fiarelor. Atunci un leu, o minune, răcnind, oprea pe chinuitor de la atâta nemilostivire și bătându-le cu piroane încălțăminte de fier în picioare, i-au aruncat în cuptor. Atunci și Agatonica, sora Sfântului Papil, făcând rugăciune, a intrat și ea cu dânsii și rămânând sfinții nearși și nevătămați, li s-au tăiat capetele cu sabia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Florentie, pomenirea Sfântului Mucenic Dioscor și pomenirea Sfântului Părintele nostru Nichita, Patriciul Mărturisitorul. Tot într-o această zi, biserica noastră drept-măritoare face pomenirea Sfântului Mucenic Veniamin Diaconul. Tot într-o această zi și pomenirea Sfintei Noua Muceniță Hristi, care s-a nevoit în oarecare loc al eparhiei Moglenilor, ce se numește Slatina, la anul 1795 și care în bucăți tăindu-se s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.